Lirul moldovenesc crește în raport cu moneda unică europeană, dar scade un pic față de dolarul american. Pentru 13 februarie, BNM a stabilit un curs de 19,31 de bani pentru un euro, adică cu 5 bani mai puțin decât astăzi. Un dolar american va costa miercuri 17,12 bani, respectiv va fi cu un ban mai mare față de cursul stabilit pentru marți. Astăzi, băncile comerciale cumpărau 100 de dolari în medie cu 1720 de lei și vindeau cu 1725 de lei, iar 100 de euro erau cumpărați de bănci cu 1940 de lei și erau vânduți cu 1950 de lei.